A doua zi de mobilizare în Franța împotriva proiectului legii pensiilor scoate din nou în stradă opozanții din majoritatea orașelor. Manifestațiile au început încă de la dimineață, iar țara este din nou blocată aproape complet. Discut despre aceste lucruri cu Marcela Ferraro, editor corespondent al FNews în Franța. Marcela, bine te-am găsit. Sunt curioasă cât de importantă este mobilizarea de astăzi și dacă Parisul a rămas accesibil pentru locuitori, dar și pentru turiștii care au ales să viziteze orașul în această perioadă. Bună ziua! Mobilizarea pare să fie chiar mai importantă decât în 19 ianuarie. Organizatorii speră să scoată spre 2 milioane de manifestanți. Reamintesc că în 19 ianuarie poliția a dat ca cifre 1.200.000, în timp ce organizatorii aproape 2 milioane. Sunt manifestații în toate marile orașe din Franța: Nantes, Paris, Marsilia, Lyon, Toulouse, Toulon, Bordeaux, dar și în orașele medii. Și se pare că mobilizarea este chiar mai importantă proporțional în orașele medii decât în orașele mari. La Paris manifestația urmează să înceapă acum. Va fi un traseu de la Montparnasse spre Place Vauban, care trece pe lângă câteva ministere foarte importante. Din păcate, la Paris manifestațiile sunt întotdeauna marcate de violențe. Vom vedea ce se întâmplă astăzi. În ceea ce privește blocajul, nimic nu circulă, doar un tren regional din 10. Traficul TGV-urilor este de asemenea extrem de perturbat, iar traficul urban aproape complet blocat în Paris, nu te poți deplasa decât pe jos. Iar la aeroportul Charles de Gaulle, unde ajung și avioanele din România, există o grevă a controlorilor de trafic, deci Air France a anulat mai multe zboruri care ajung la Roissy Charles de Gaulle. Este o manifestație extrem de politizată, conform presei și nu numai, atât în stradă cât și în Parlament. Va trece sau nu această lege pentru care se militează în aceste zile intense în Franța? Da, foarte politizată, cum spui. Vreau să subliniez că majoritatea sindicatelor care participă, toate sindicatele și-au dat mâna, dar majoritatea sunt de stângă și extrema stângă și sunt în colaborare cu partidul lui Jean-Luc Mélenchon, care este un partid de extremă stângă, dar și cu Partidul Comunist și Partidul Socialist. Partidul lui Mélenchon s-a infiltrat cumva în licee. Este foarte interesant că liceenii participă chiar mai masiv decât ultima dată la aceste manifestații. Au încercat chiar să blocheze câteva licee în această dimineață. Partidul lui Mélenchon, nesupuși, a făcut multă propagandă în fața liceelor în această perioadă. La fel, complet nou este blocarea primăriilor, închiderea primăriilor. Tonul a fost dat de către Adi Hidalgo la Paris. Primăria Parisului este așadar închisă astăzi. În ceea ce privește dezbaterea la Parlament, astă noapte s-a dezbătut articolul 1, care privește pensiile speciale, și s-a lăsat cu mare scandal și cu insulte. O să vedem ce urmează, pentru că populația Franței este din ce în ce, într-un număr din ce în ce mai mare, împotriva acestui proiect. Marcela, îți mulțumesc!